Domnule președinte, doamnelor și domnilor senatori, titlul declarației mele politice de astăzi este Salvarea clădirilor cu valoare istorică, o prioritate națională. Am insistat în ultimul timp cu cele trei proiecte de legi care sunt menite să salveze o bună parte din tezaurul monumentelor istorice care este în pericol în România. Numai puțin de 850 de clădiri monument din România se află în stare de colaps și precolaps. Trebuie să intervenim pentru că eu cred că în joc este identitatea noastră și simboluri naționale de mare valoare. Primul pas de intervenție este acel proiect de lege prin care punem în siguranță 100 de monumente în fiecare an la nivelul întregii țări. Nu este vorba despre reabilitare, ci de stoparea degradării și asigurarea că aceste clădiri nu se vor prăbuși la cel mai mic cutremur. Proiectul a trecut de Senat și acum se află la colegii noștri de la Camera Deputaților. Al doilea pas este crearea cadrului legal prin care autoritățile locale să poată interveni legal și să salveze clădiri monument care au situații juridice foarte complicate. Astfel de situații se întâlnesc în multe localități din România. Clădiri monument cu mai mulți proprietari care nu se înțeleg sau care sunt plecați de mult din țară. Dar aceste clădiri fac parte și ele din patrimoniul local, motiv pentru care am gândit un proiect de lege prin care administrațiile locale să poată finanța lucrări de salvare a patrimoniului. Acest proiect a trecut luna trecută de Senat, obținând votul unui număr foarte mare de senatori, ajungând și el pe masa de lucru a colegilor din Camera Deputaților. Și pentru că vă spuneam de o abordare sistemică, am mai finalizat un proiect de lege pe care l-am numit primul monument restaurat. Când spun asta, am în vedere faptul că ne-am obișnuit să ne raportăm la proprietarii clădiri de monument istoric, fie persoane fizice, fie persoane juridice, printr-o abordare de tipul polițistul rău, să-i amendăm pentru că nu întrețin corespunzător aceste clădiri monument. Dar eu cred că trebuie să depășim această etapă. Cred că statul român are obligația ca, pe de o parte, să supravegheze modul în care cei care sunt proprietari păstrează, conservă, restaurează diferite monumente, dar în egală măsură, statul român are datoria să vină în sprijinul acestor proprietari. Prevederile fiscale pe care le-am introdus în acest al treilea proiect de lege, pe care l-am numit primul monument restaurat, încurajează pe proprietari să acceseze o serie de fonduri, să beneficieze de facilități fiscale pentru a depăși această abordare greșită pe care am avut-o până acum. Primul monument restaurat este o abordare de tipul programului Prima Casă, adică oferă facilități sau fonduri celor care caută o soluție și doresc să restaureze o clădire monument. Acest proiect a trecut deja de prima etapă și a primit miercuri, 18 octombrie, avizul de la Consiliul Economic și Social. Am speranța că și în acest caz, parlamentarii români, indiferent de județul pe care îl reprezintă și formațiunea politică ai cărei membri sunt, vor înțelege și de această dată faptul că iubirea de țară și respectul pentru trecutul nostru istoric trebuie și poate fi dovedit prin votarea unei astfel de legi. Nouă, celor de la Partidul Național Liberal, ne pasă de trecutul istoric. Liviu Bretescu, senator PNR Iași, vă mulțumesc pentru atenție.